Bună ziua, oameni buni! Suntem azi într-o zi de 6 iunie 2011. Culesul de salcâm s-a încheiat la noi. Suntem la stupina de lângă cabinet. Băieții au început să extracția la cealaltă stupină. Lucrurile au evoluat binișor, dar în același timp atipic. Atipic pentru că unele familii s-au dus înainte sau au câte două caturi de multietajat, iar altele abia au ajuns pe 10 rane. Cântarul are un 67 de kilograme. Urmează ca în maxim 2 zile să intrăm la extras. Vedeți multe feluri de stupi, multe bazaconii, multe invenții, multe online-uri. Totuși vă spun, stupul vertical rămâne cel mai bun. Pentru că, deci cum e situația mea, nu mă grăbește cu extras. Vin și atașez cat peste cat. Cat peste cat. Uitați, în schimb la cei pe 12 rame, acesta e dezavantajul, că verticalizează mai greu. Aceștia sunt cu un singur cat. Cei pe 10 rame ajung, cum vedem, ăsta a avut cuibul de dant, după aia două corpuri 3 pe 4 și încă un corp 1 pe 2. Chiar să ne uităm, uitați-vă, populație ca lumea în el, de sus până jos, miere țeapă. Dar cum v-am spus, nu toți sunt ca acesta. Mai sunt și amărăți pe stupină. Sunt, care nu au dat înainte. Munca acum este imensă, rame l-a însărmat, rame l-a pus faguri artificiale, băgăm cam 100-150 de faguri pe zi. Aici se văd noile achiziții, 100 de lăs noi. La fel, am început și vopsitul lor și ce să faci, tragem pe toate planurile, pe toate fronturile. Așa e acum. Muncă non-stop. Am luat, sperăm să mai facem 100 de roi în curând, zilele acestea. Aici jos sunt stupii care nu au fost plimbați absolut nicăieri. Deci, în principiu, cum ar veni, cei mai slăbuți. Dar deja au caturi pe ei. Și ce este cel mai interesant, am găsit câțiva care sigur sunt în frigurile roitului. Ia uitați-vă ce frumusețe aici. Ia uitați. Și ne uităm și în cat. Așa. Catul plin cu miere. Așteaptă să fie extras. Bine, după amiază o să mai intercaleze un cat, poate reușesc să iau pofta de roit. Și am mai văzut încă unul pe aici. Deci, așa, ia uitați-o și pe ăsta. Ia uite, flăcăul și ăsta se pregătește. Dar îi vom liniști. Deci la sistemul vertical, introducerea încă unui corp duce la estomparea instinctului de roire. Aici ne-a plouat de n-a rupt, ne-a dat și puțină grindină care ne-a încurcat calculele, dar ce e important în dimineața asta, mult polen. Cred, fânul începe să-și facă datoria, în consecință și noi cum terminăm cu extrasul, vom pune colectoarele de polen, pentru a mai aduna ceva polen. E bine totuși că e apă mult în sol, miere în stup este, ceva s-adună, câteva tone de miere bune s-adună, fără doar și poate. Așa ne-am organizat și noi rustic, plăcerea mea, am făcut sobă de asta de pământ cu plită, pentru a găti la foc, am mâncat o mâncare originală, iar aici am construit o cabană apicolă. Cabana apicolă cu pat dublu, baragazul, se demontează, deci doi oameni locuiesc în ea fără probleme.
Se demontează și o iei oriunde pleci cu stupi. Așa, geam cu oblon. Tot ce trebuie. Cam așa e activitatea la începutul 1 iunie. Totuși, față de alți ani, nu sunt stupi în frigurile roitului, nu avem boși de roire. Nu e așa, nu. Deci nu s-au dezvoltat anul ăsta familiile bine. Cât m-am chinuit eu cu ele, cât m-am chinuit și totuși abia am tras de ele. Deci nu uitați, cel mai bun sistem de stup verticalul pe 10 rame. Îți adună miere de selecție, o miere frumoasă. Cel pe 12 rame are dezavantajul că verticalizează greu. În timp ce cei pe 10 rame au câte două caturi, cei pe 12 au un singur cat și vom scoate și o miere care nu va fi pură de sal, când va fi un amestec, dar la procesator merge să o dăm. Am înțeles că prețul s-a ridicat nițel și avem toate premizele ca într-o săptămână să recuperez toate investițiile făcute pentru un an de zile, toate cheltuielile. Apoi tot ce voi mai scoate în continuarea anului să fie profitul meu, banii care îi voi băga în buzunar. Oameni buni, până data viitoare vă doresc numai bine. Dragoș Gavrilă vă salută și vă urează spor în activitățile dumneavoastră.